Actrița germană Olga Toroc a fost rănită în timpul unui spectacol la Teatrul German din Timișoara. Un panou de lemn care făcea parte din decor și era susținut de doi bărbați a căzut peste aceasta. Cei doi au fost răniți și ei, dar au refuzat transportul la spital. Polițiștii secției 1 Timișoara au fost alertați cu privire la un incident în zona străzii Mărășești din Timișoara, unde o persoană a fost rănită. Sosiți la fața locului, forțele de ordine au confirmat informațiile primite. În timpul unui spectacol desfășurat în incinta teatrului, un panou de lemn utilizat ca decor și fixat de doi bărbați a căzut rănind o femeie în vârstă de 38 de ani. Aceasta a fost transportată la spital pentru primirea îngrijirilor de specialitate. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru săvârșirea a infracțiunii de nerespectare a măsurilor de securitate și sănătate în muncă, inițiind investigații pentru clasificarea circumstanțelor exacte ale evenimentului.